Cei mai mulți români muncesc pentru a-și plăti hrana și utilitățile, alimentele, medicamentele și întreținerea gospodăriei. Le consumă peste 60% din venitul lunar și puțin sunt cei care rămân cu bani în buzunar până la următorul salariu. Oamenii spun că cei mai mulți bani îi dau pe mâncare, de asemenea urmează utilitățile și medicamentele fără de care mulți vârstnici nu pot trăi. Pe ce cheltuiți cel mai des bani? Pe întreținere, în special pe medicamente și pe cheltuielile de zi cu zi, curent, gaze, tot ce intră în întreținerea familiară. Pe mâncare. Utilități și praiul de zi cu zi. Oricum nu am după o pensie așa mare. Din cauza salariilor sau a pensiilor, românii nu își permit să economisească vreun ban, deoarece cheltuielile sunt mari și cu greu fac față. Păi la pensia care o am, mamă, medicamentele. Asta mă costă și mâncarea de zi cu zi. Aliment. Și banii ai pus în care îi avem. Cei mai mulți români au un salariu minim de 1400 de lei. Din aceste venituri, cheltuielile pentru alimente, medicamente și întreținerea gospodăriei reprezintă peste 85%. Puțin sunt cei care se gândesc și la distracții sau la un concediu.